Ciocant a făcut în această dimineață în conjurul Neamțului. Unul dintre directorii furnizorului de apă din județ și-a pus capăt zilelor aseară în bucătăria locuinței sale. Omul s-a înjunghiat cu un cuțit sub privirile îngrozite ale fiului mai mare și ale socrului său. De la Iași, Raluca Alexandru vine cu amănunte. Bună ziua, Raluca! Bună ziua! Pentru cei care l-au cunoscut pe Cristinel Cușu, gestul său este inexplicabil. Ieri, după o întâlnire cu consilierii județeni, directorul adjunct al regiei de apă a ajuns agitat acasă în jurul orei 18:30. L-au văzut și fiul de 19 ani și socrul său intrând în bucătărie și punând mâna pe un cuțit. Fără nicio explicație, înainte ca cei doi să intervină, bărbatul și-a înfipt de mai multe ori cuțitul în abdomen. Soția sa, un medic de familie cunoscut în oraș, era la etajul casei. A încercat să-și salveze soțul, dar rănile erau prea grave. Până a ajuns ambulanța, omul era deja în stop cardiorespirator. Medicii au încercat în zadar să-l resusciteze. Cristinel Cușu avea 46 de ani și lucra de 3 ani la furnizorul de apă din Neamț. Colegii lui au numai cuvinte de laudă la adresa sa. Nu avea datorii și de curând își cumpărase o casă. Nimeni nu știe de ce a recurs la un asemenea gest. Octavia? Mulțumesc, Raluca!